Zeci de suporteri au plecat la Baia Mare pentru a susține echipa Remat. Aceștia ne-au declarat că sunt optimiști în ceea ce privește meciul de astăzi. Dă un pronostic. Cum crezi că vor evolua lucrurile azi? Câștigăm, bineînțeles. 100%? Nu, chiar 80%. 80%, sperăm. Ne-am vrea să câștigăm, dar să sperăm că vom și câștiga. Să sperăm. Măcar 3-0. Bună ziua! Mă numesc Ardelean Cosmin și mă duc să văd meciul de la Remat, Zalău. Altceva ce v-ar interesa? Pronostic să ne spui. 5-0. Sper să câștigăm în primul rând. Eu spun un 3-2. Dar sper să câștigăm. În cazul în care nu vom câștiga, vei fi dezamăgit? Nu vom fi dezamăgiți că jucăm cu o echipă tare și o să fie un meci greu pentru noi. Deci, ar fi bun. O victorie ar fi foarte bună. Demnitate și mândrie, demnitate și mândrie, la Zalău mereu să fie, la Zalău mereu să fie, de-o fi bine, de-o fi rău, de-o fi bine, de-o fi rău, Zalău e sufletul meu, Zalău e sufletul meu, și orice s-ar întâmpla, și orice s-ar întâmpla, Zalău e echipa mea, Zalău e echipa mea, la-la, la-la.